Scandalurile între cei doi erau tot mai dese în ultima perioadă. Bărbatul de 32 de ani nu prea stătea pe acasă. Pleca prin țară la muncă, însă revenise în casa tatălui său în urmă cu câteva luni. Banii agonisiți s-au dus, așa că a început să ceară tot mai des de la bătrân bani pentru țigări și alcool. Ultima oară, tatăl n-a mai avut niciun leu în buzunar, așa că fiul s-a enervat, a pus mâna pe un topor și l-a lovit de mai multe ori peste față și peste mâini. N-a fost de ajuns. A luat și o coadă de sapă și a continuat ploaia de lovituri. Apoi s-a dus la o vecină. Abia dimineață oamenii din sat și-au dat seama că ceva nu e în ordine și au chemat salvarea și poliția. Prea târziu pentru bătrân, bărbatul de 32 de ani a fost dus în cătușe la audieri fiind acuzat de omor calificat.